Informații unde a dispărut Sabin Orcan. Pentru că am întrebat colegii, nimeni nu l-a văzut astăzi pe post, ceea ce este absolut de neacceptat. Este a doua oară în două săptămâni când domnul Orcan nu se prezintă la serviciu, pentru că, după cum știți, în ultima perioadă el apare zilnic, măcar la o emisiune, practic postul se confundă cu numele său și sper să nu fie vreun dispărut dintre ăsta. Am avut o strângere de inimă când am auzit cu avionul respectiv, deși mai degrabă Madame Tatoiu putea să fie în situația cu prăbușirea avionului din Malaezia, dar nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată, nu cumva domnul Orcan să fi fost și el acolo. Ia uitați ce are tăticul aici. Nu, nu, nu. Dar să vedem titlul, lăsați-o cu asta. Nu, nu, nu. Dați puțin la titlu. A? Ia uitați. Ce aproape am fost. Miroase, într-adevăr, a carne de om. Miroase a adâncuri, acest Malaysian Reserve, All Business Daily. Și evident, pe prima pagină vedem distanța dintre Perth, localitatea cea mai importantă din vestul Australiei, și locul unde s-ar fi prăbușit avionul, 2500 de kilometri între Perth și locul respectiv, distanță în care nu se află nimic. Australienii n-au nicio vină, aici nu exista nimic. Și aici vedem niște obiecte surprinse din satelit care par să fie rămășițele avionului Malaysia. Dar nu o să insistăm foarte mult, poate că o să mai și răsfoiesc un pic acest ziar, că văd că sunt pachete turistice și la ei, iei trenul, îți faci rezervare la hotel. Despre aviație, nu știu dacă discută în interior, dacă au vreo reclamă la Malaysian Airlines. În fine, pentru Andreea Raicu e interesant, pentru că ea își face vacanțele prin zona respectivă. Deci ăsta a fost primul mesaj cu domnul Orcan. Dacă cineva are vreo veste bună, rea, nu contează, să ne trimită prin SMS, că suportăm orice. Acum au aflat ăștia vestea că au murit al apropiații lor prin SMS, putem să primim și noi vestea că l-ați văzut cine știe pe unde, urcând într-un tren în Botoșani, ducându-se spre Siberia sau spre Simeria, tot aia e. Și a doua chestiune, să-i transmit doamnei Adriana Oancea de la Paris, căsătorită negro, amica noastră care a trimis câteva depeșe în franceză în ultima perioadă, ceea ce am și promis, am avut o discuție și mi-a spus că în această seară mergea la teatru să-l vadă pe Fabrice Luchini citind din Céline. Dacă s-a terminat piesa de teatru, am înțeles că pe la ora 19, ora Franței, avea loc și urma să se încheie până la ora 22, când doamna putea să ajungă acasă să ne urmărească. I-am spus că voi încerca să limit preț de câteva secunde pe Jack Long, fostul ministru al culturii, un fel de pleșu de-a lor, dacă vreți. În perioada în care François Mitterrand era președinte, a fost Jack Long, ministru al culturii, un respectabil cetățean, Jack Long, originar din partea de est a Franței. M-am antrenat astăzi un pic pentru acest moment, pentru că mi-a spus doamna Adriana, care locuiește de la vârsta de 8 ani la Paris și nu se mai exprimă în românește, dar înțelege limba română, face o facultate de drept, acum am înțeles, este amica noastră care ne trimite tot felul de lucruri din Franța, că Jack Long nu este ușor de imitat, mi-a transmis. Adică astea cu Sarkozy, cu Hollande, cu Mitterrand, cu Giscard, astea pe care le-am fumat săptămânile trecute, se pare că n-au impresionat-o chiar atât de mult. Asta am ajuns la concluzia că dacă voi reuși să spun două vorbe cu graiul lui Jack Long, sunt mare de tot. Lou Jaco, l'homme de Vosges, Jack Long, parmi ces belles hommes. Madame Adriana, l'eau des Vosges, les bulles des Vosges. J'étais la semaine dernière dans une boîte à Saint-Dié. Saint-Dié, la belle ville de Saint-Dié dans les Vosges. L'homme de Saint-Dié.
ăsta ar fi Jack Long, el de acolo o să trage de undeva. Cam ăsta este tonul pe care el se adresa mulțimilor. A fost tot felul de meserii dintre astea a avut după ce s-a despărțit de cultura franceză. Director de muzee, director de biblioteci, de, în fine, un mare om de cultură, zice-se, dar fraza lui tipică, în momentul în care se întâlnește cu cineva, am uitat să vă spun că nu-i plac femeile, este asta. Dă mâna cu vreunul sau se întâlnește pe stradă cu unul, spune, quel bel homme. Adică, ce bărbat frumos. Dar, rog, asta nu este un defect, desigur, la Jack Long, dar până una alta trebuia să punctăm. Bun, mi-am făcut oulul. Mi-am rezolvat așadar cu comisioanele. Suntem chit pentru această seară. Am primit niște ziare din Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, le nouvelle priorité du Maroc vert, arată ca pe vremea lui Ceaușescu. Poate, totuși, un Ceaușescu mai timpuriu, așa. Pentru că vedeți un pic de culoare pe ele, presă hămesită într-o țară care este o semidictatură, Marocul, vai de mama lor. Ceea ce m-a surprins neplăcut, ca peste tot când ziarele ne vin din lumea a treia spre a patra, cum e și Marocul, câte formalități ai nevoie ca să trimiți niște ziare dintr-o țară de asta amărâtă, vai de mama ei. Deci îi mulțumim celui care nu-i figura, nu-i apărea numele pe plic, dar am văzut acolo ce scrie. Da? Vama marocană, instrucțiuni. Trebuie să completezi. Deci o birocrație cam cum e la noi la fisc. Este dacă vrei vreodată să trimiți niște ziare din Maroc în o altă țară. Sau orice ai trimite din Maroc. Niște curmale, să zicem. Sau o pereche de blugi. Vrei să le trimiți undeva, ai nevoie de toate formalitățile astea totalmente inutile și cu cât țara este mai prăpădită și trăiește într-o dictatură mai cruntă, cu atât este mai greu. Tu două amărâte de ziare. Ăla a trebuit să-și dea toate actele la control, să spună peste tot pe unde a lucrat, ce căuta în Maroc, unde le trimite, de ce proveniență sunt, și așa mai departe, că sunt fragile sau nu. Pe ce vorbim, mă? E vorba de două ziare și cam atât. Al Bayan, iată, cel de-al doilea cotidian marocan, nimicuri. Eu zic că avem scânteia tineretului în mână, dar am bifat-o și asta cu Marocul, pentru că mi se pare că din Maroc n-am avut niște ziare. Ok. Vreau să începem totuși cu, că tot am avut Malaezia în rezervă ăsta aproape de noi, aș vrea să începem cu cele două știri interesante. Uite, o să am și ziarul aici ca să ne inspire și mai tare. Deschidem undeva la interior. Sunt niște reclame inocente. Oleu, băi băiatule, dacă aici s-a cazat Andreea Raicu, heaven. O rezidență, un ansamblu rezidențial, ar fi bine să vadă totuși piedone și Oprescu. Așa arată în Malaezia un ansamblu rezidențial. Acolo vedeți un bloc în spate, să insistăm un pic și pe el, nu doar această piscină și natura. E o construcție, da, așa, acolo e un bloc, cam așa văd locuitorii din Malaezia, că este undeva în zona capitalei, Kuala Lumpur. Să vă spun imediat. Da, asta este. Deci, ăsta este un bloc de locuințe, într-adevăr, după cum se și vede. Deci, o stâncă bine luminată într-un lac. Și pe lângă lacul ăsta sunt vreo 3-4 piscine. Deci, sunt niște baruri. Da? Ferăstrău, Pipera, o mai arăt odată. Asta este un loc, într-adevăr, unde să tot trăiești. Frumos amenajat, cu de toate pentru locatarii blocului respectiv. Sigur că nu e doar ăsta aici, ar mai fi și altele. Dar asta este reclama. De la drama Malaeziei la dramele românești, fraților, în comuna Cosâmbești, județul Ialomița, cetățeanul Viorel Stoian, vârstă de 58 de ani, susține că în ultimii 7 ani a dormit într-un coșciug, așa făcea și Michael Jackson în anii 80, nu mai ține lumea minte. Liz Taylor se pare că l-ar fi urmat în coșciug.
A fi petrecut niște nopți alături de el, deci dacă s-a așezat Liz Taylor pe tine, nu era foarte simplu. Poate că totuși o băga de desubt Michael Jackson, nu avem idee. Ăsta n-a reușit. Au fugit gică femeile de el când le-a poftit acasă. Sigur că după ce stăteau un pic la masă și mâncau niște slănină, gustau o țuiculiță, vreau să se ducă în așternut. Ăsta n-avea un parchet de la laminat. Vrea să te culce în sicriu, că fugeau astea de mâncau pământul. Omul spune că, așa cum am și bănuit, a ales să doarmă în sicriu, întrucât îi face bine la coloană. Vedeți de ce nu m-am dus la doctor? Bă, și toate mai ales, și după aia și toți, mi-au spus același lucru. Dar de ce nu te duci la doctor? Știi că așa e femeia. Când ai pățit-o cu ceva, ea imediat te trimite la doctor. Da? De parcă asta ar fi o soluție. Vai de mine, spui, mă doare inima, sau mă doare ficatul, sau mă doare spatele, sau mă doare... Dar de ce nu te duci la doctor? Asta e soluția pe care ți-o prezintă femeia, în general. Când ai pățit ceva, loc să te ajute cu ceva, ea te trimite la doctor. E, vedeți de ce nu m-am dus? Ăsta a fost Stoian, și care dureri cumplite de spate. Și când a ajuns la doctor, i-a spus, domnule, dorm pe ceva tare că face bine la coloană. Și omul a înțeles să stea în coșciug de 7 ani. Își tot vindecă coloana dormind acolo. Împușcă 2 iepuri, desigur, dintr-o dată. Faptul că își aranjează spatele pentru lumea asta și își aranjează confortul pentru lumea cealaltă. Întrucât 7 ani, din câte știm noi, cam asta e perioada în care omul se odihnește în sicriu, că după aia, după 7 ani, nu mai rămâne nimic nici din el, nici din coșciug. Dar primii 7 ani sunt mai grei pe lumea cealaltă. Deci, odată ce te-ai întins acolo, e greu să te obișnuiești. Da? Cu toții avem fobia asta, dom'le, dar dacă nu o să stau comod în sicriu ăla, dacă vedeți că mari granguri au început deja cu catacombele astea, cu mauzoleele, cu ce mai folosesc ei pe acolo. Și-au adus aer condiționat, plasmă, au spațiu, au grădină în general. Le schimbă rudele, bateria la telecomandă. În fine, unii și-au pus chiar și saună, alții măcar au un lighean la picioare să îi sperie pe scorpion sau pe gândacii respectivi. De 7 ani visez în copârșeu, tot trebuie să mă obișnuiesc odată cu el. Somnul de veci, tot în el o să mi-l fac, mi-a spus Viorel Stoian. Dar, într-adevăr, dezavantajul de a dormi singur l-ar zdruncina din când în când, că încă n-a găsit femeia care să... E, mai caută, că sunt unele, într-adevăr, care te vor însoți și pe lumea cealaltă, dar și în sicriu în care deocamdată dormi. Că tot vorbeam de lucruri distractive, uitați, în India, de exemplu, și-a deschis un local într-un cimitir. Se întâmplă la Ahmedabad, în statul Gujarat, în nord-vestul Indiei. O cafenea cimitir, New Lucky, se numește. Proprietarul său, un Salman Khan dintre ăsta, mai puțin norocos, susține că cei care calcă pragul vor avea noroc. Ama, într-adevăr, mormintele sunt printre mese, dar datează din secolul XVI. Erau niște sfinți acolo. Probabil că n-a mai rămas mare lucru din ei, ne gândim. 12 morminte sunt. Din când în când, când mai vine să scuipi, mai arunci tu câte o semință, mai vrei să-ți dai noroiul de pe cizmă, sigur mai pleznești câte un mormânt dintre ăla. Ce-o mai fi rămas, desigur, din ele, dar vă imaginați că chelnerii curăță sarcofagile și le decorează cu flori proaspete de câte ori pot. Sigur, mai sunt și hoți prin India, mai ales că știm cam ce fel de populație este și pe acolo, numai că oamenii, vedeți, se regenerează. Asta ne face bine să vedem că, de fapt, între viață și moarte este o punte atât de îngustă. Apropo de punți înguste, să remarcăm și astăzi și să aducem la cunoștința publicului că iarăși am fost amendați la Consiliul Național al Audiovizualului, care ne-a luat în cătare în ultima perioadă și, practic, avem săptămâna și amenda. La pachet, desigur, de fiecare dată când este de amendat o televiziune concurentă, Antena 3 sau RTV-ul, ne penalizează și pe noi. E grotesc ce s-a întâmplat acolo. N-au reușit să ne facă politic, adică după ce noi am spart geamurile USL-ului,
după ce am făcut la referendum, da? După ce ne-am dat miniștri afară, după ce am reușit atâtea, să trecem de atâtea obstacole ale nefericirii acestui neam, neavând ce să ne facă din punct de vedere profesional, ne-au pârlit la texte, ne-au pârlit la virgule, ne-au pârlit la punctele de suspensie și, în general, de fiecare dată când unul pe la vreo televiziune dintre asta calcă pe bec, ne arci pe noi ca să-l poată penaliza pe respectivul. De exemplu, m-au atacat astăzi că l-am înjurat pe Grigore Cartian. I-am spus lui Cartianu că e nu știu cum, că e un limbric, că e un prost, că... În fine. După ce el m-a făcuse fascist, m-a făcuse debil mental, n-a pățit nimic, Grigore Cartianu. Stai puțin. Nu se poate judeca cu două măsuri. Deci faptul că unul mă înjură de mamă, de tată, de copii, de nevastă, de toate lucrurile pe blogul lui sau la o televiziune online, nu-i dă dreptul să facă asta. Păi ce-ați vrea, mă, să nu-i dau replica în direct? Cel a venit la mine acasă aici, unde eu sunt tătic de 2 ani și jumătate, sau de 3 ani deja, și a venit un țâștii băștii și m-a înjurat aici. Ce vrea, să nu-i dau replica? Păi dacă eu l-aș făcut fascist pe unul în politica românească, cam cât luam? O să vă întreb așa, cam cât primeam? Dacă Robert Turcescu, care n-a zis nimic, l-a avut pe Puric invitat, a luat 70.000. Și cum să-i permit unui nei ca nimeni în televiziune să vină să mă facă fascist și debil mental la mine acasă? Când eu numai chestiunile astea nu le aveam. Da? Cum să fiu fascist când eu am dat jos USL-ul? Da? Din potrivă. Da? Deci eu luptam împotriva tarelor și viciilor societății. Pentru libertate. Fasciștii nu erau democrați. Noi luptăm pentru chestiunea asta. Deci numai asta nu eram. Să fiu debil mental când eu vin și spun toate adevărurile acestei țări. Vin singur în această situație. Tot eu sunt de vină, tot eu sunt bolnav mental. Păi ăia l-alți sunt. Da? Cei care nu reușesc să facă lucrurile astea și care să complacă în această situație. Dar mă rog, ne-am obișnuit cu astfel de sincronizări. Deci dacă unul pe undeva înjură pe la vreo televiziune, trebuie să-mi dea și mie amendă ca să se justifice ecarturile respective. Eu n-am avut niciun ecart. Astea erau lucruri firești de spus. Acum, de exemplu, vreau să-i avertizez pe cei de la televiziunea lui Ghiță că sunt la mâna noastră. Dacă nu știați, Ghiță n-a fost penalizat pentru faptul că și-au bătut joc de fosta lor colegă. Au linșat-o, practic, da? Pe Sorina Matei la ei la post, doar pentru că nu se înțelegeau între ei pe acolo. Au linșat-o, făcut-o, au umilit-o pe post. N-au primit nicio amendă pentru că sunt PSD-iști. Da? N-au avut curajul CNA-ul, acolo toți sunt plasați politic. N-au avut curajul să le dea nicio amendă. Dar atenție, domnul Ghiță, dacă eu voi înjura pe cineva la postul ăsta de aici înainte, până în luna iunie inclusiv, ați încurcat-o, trebuie să vă amendeze. Da? Deci, dacă eu nu o să înjur pe nimeni timp de 3 luni, s-ar putea să scăpați. Dar dacă voi începe să înjur într-un moment, va trebui să vă penalizeze și pe dumneavoastră, că de aici înainte, domnii Ghiță și Voiculescu sunt la pachet cu mine. Deci ăsta este CNA-ul. El nu își mai asumă nicio responsabilitate. Toți membrii CNA, fie că să pretind prietenii noștri sau amicii noștri sau cei care ne judecă corect sau care, nu. Au închis ochii la această bătaie de joc politică. Practic, am fost făcuți politic de la brâu în jos. Deci, asta este răzbunarea pe care cei care ar trebui să ne apere, Consiliul Național Audiovizualului, să recunoască în această emisiune un standard, un drapel al libertății, al bunului simț, al bunului gust, da? Al inteligenței, da? Al deontologiei profesionale. Avem, practic, toate calitățile aici. Ei se uită și spunea, dar avea pampucii nefăcuți, n-avea șireturile, venise nepieptănat. Exact ca pe vremea lui Ceaușescu. Când dacă erai sclipitor la școală, te lăsau corigent pentru că nu îndeplineai aceste condiții. Ăștia suntem noi. În loc să vină să recunoască, cum ne recunoaște tot Occidentul astăzi, ca pur drapelul acestei țări, da, de 2 lei, pe care noi încercăm să o scoatem așa cum se poate. Și că am mai putut un pic. Da? Dându-le peste boți, spărgându-le geamurile ăstora pe la partidele de guvernământ în ultimii ani. Că asta am făcut. Din punct de vedere politic, suntem învingători. Dacă noi suntem în situația asta, uitați-vă la amărâții ăștia, care au pierdut toate bătăliile politice.
fie că e vorba de Antena 3, fie că e vorba de RTV. Ei pe cine susțin? Pe cei care nu fac altceva decât iau bătaie după bătaie și în curând se vor duce și la pușcărie. Vor rămâne și fără ăla pe care l-au mângâiat în toate sensurile de atâta timp încoace. Pe aia nu e o înfrângere, pentru aia nu se merită o amendă. O să mă amendați tot pe mine că o să mă bucur că ajunge Dan Voiculescu la pușcărie. Da, dar să știți că în ziua aia o să încep să înjur ca să-l amendați și pe tovarășul Ghiță. Că văd că numai așa se poate. Și să fii atent, domnul Ghiță, mie mi-au scos ăștia de la CNA, că nu aveau cu ce să mă prindă, da? Am fost absolut impecabil. Și mi-au scos emisiuni din luna decembrie, deci de acum 3 luni, prescrise, deontologic vorbind. Deci erau prescrise, că acum 3 luni am zis de nu știu ce, nu m-ați atacat până acum, mi le luați înapoi. Sunt 120 de zile aproape de atunci, da? 90 de zile. Unele sunt și de 4 luni cu care m-au atacat. Deci să fiți atenți că până în luna iunie, orice abatere de-a mea de aici, probabil va duce la amenda televiziunii lui Ghiță. Altfel nu pot ăștia. Puteau să-l amendeze pe Ghiță, să spună, bă, tată, i-am dat lui ăsta PSD-istului o amendă, dar l-am iertat pe Banciu, nu se mai poate. Deci suntem victimele acestui sistem care a devenit unul într-adevăr îmbâxit. Dar dacă vreți luptă politică, fraților, ducem lupta politică și cu voi, să știți. Așa cum am reușit să-i dăm jos pe ăștia, prea imposibil, trebuie să recunoaștem, o singură televiziune împotriva tuturor. Asta a fost USL-ul. Eram singurii care le stăteam în gât. Dar am avut dreptate. Ministrii erau ori incompatibili, ori corupți, ori n-aveau ce să caute acolo. Ați văzut cum au căzut caspicele? Am zis din prima zi asta. Tu e un guvern, cel mai corupt guvern. Ei spuneau și voi spuneați cu toții, este cel mai cinstit guvern. Noi am spus este cel mai corupt. S-a demonstrat că este cel mai corupt statistic? Da. Ok, după aia am spus, domnule, este o alianță imposibilă. Da? Două partide care nu se vor înțelege, e o mârșăvenie la adresa electoratului, dar nu vor duce nicăieri șandramaua asta politică. Bucurie, rest, peste tot, mamă, în sfârșit avem majoritate, ca niciodată ne lăfăim, putem să nu facem nimic în această țară. Pentru că, într-adevăr, confortul te duce la lene. Ei n-au făcut nimic pentru că aveau această majoritate. Mai aruncau câte o piatră între aia în Băsescu, din când în când, ca să-i atragă lui atenția ce bine o duc ei. Și în acest confort de beizadele, de 70-80%, n-au făcut nimic. Până la urmă, uite că am reușit să le spargem geamurile tot noi. Și o să fi spus, mă, în momentele astea. Deci de-aia vă atrag atenția în mod public. Da? Dacă vreți o dispută politică, o să vă facem praf și pulbere. Da? Pentru că asta este misiunea noastră, să scoatem adevărul la iveală, bă, cu orice risc. Da? Așa cum am reușit să-i facem pe ăștia și să-i băgăm la pușcărie. Nu i-am băgat pe toți ăștia din fotbal la pușcărie, am fost singurul și acolo. Bă, singurul. Da? Și uite să vedem continuare cum plânge toată lumea pe lângă ei. Ați văzut? Cu Gică Popescu. Ce a zis Mandea despre Popescu? Că e un infractor, că e un derbedeu, că e un nenorocit. Da? Toate astea. E, ați văzut? Astăzi este la regim închis de detenție. Conform legii, desigur, că avea mai mult de 3 ani cu executare. Toată țara, toți limbricii, toți amărâții, că să iasă Popescu. De ce? Sunteți niște fripturiști. Nu aveați decât să vă puneți bine, hai că e bine să fim cu Popescu, a pus tu Marcos pe dracu. Era un infractor, da? Cu Becali la fel, cu ălalalt, cu Gigi. Da? N-am avut dreptate. Până nu l-am băgat la pușcărie, nu ne-am lăsat. Așa că stați un pic. Chestiunile politice. Acum sunteți prieteni cu Ghiță și cu Dan Voiculescu. Nu vor mai fi. Atenție, nu vor mai fi. Când vă veți duce acasă și vă veți uita în oglindă, o să o găsiți și pe aia spartă. Da? Să știți că noi tot aici o să fim. O să vă dăm încetişor în cap. Dacă vreți război politic, acolo vă ducem, tată. Da? În război, de lupta de gherilă, să știți că nu scapă nimeni. Ăsta este singurul război pe care niciun neisprăvit nu l-a câștigat niciodată. Da? Să fim bineînțeleși. Și așa cum ne vedeți aici rupți în coate, de noi nu o să scăpați prea ușor. Cu bătălia asta și cu hai să mai amenințăm. De ce să mă amenințați, mă? De ce să mă pârliți, mă? Pentru ce? Da? Veniți-mă, luați-mă, duceți-mă de lanțuri și băgați-mă la pușcărie, că poate așa o să terminați. Și nu o să mai fiți obligați să-i amendați nici pe aia. He? Doar așa s-ar putea. Deși țineți minte desenul ăla animat ca să fim în asentimentul tovarășului prim-ministru, că el se uită la desene,
Țineți minte desenul animat de pe vremea copilăriei noastre, când îi duceau pe aia în vârful muntelui, pe cocoșul ăla, îl legau, îl băgau în sac, îl strângeau de gât și tot piuia, tot îl auzeau aia din casă. Iar se întorceau, iar îl băgau la 100 de metri sub pământ, îl cimentau acolo, îl băgau în mină, îl băgau într-o cutie, cutia într-o ladă, lada într-un dulap și tot, sau, tot chiuia ăla. Nu o să vă meargă, mă, tată. Ca să-l parafrazez pe unul la fel de prost ca și voi, dăștea am fumat și am îngropat destui prin dealurile Moldovei. Da? Să întoarce și vântul, am înțeles că la realitatea deja miroase a praf de pușcă, întoarce vântul, ci că vai de mama lor, am mai plătea niște salarii, tovarășul Gușă. Praful și pulberea iarăși când se întoarce vântul. Bun, trecem la altele. Organizația Mondială a Sănătății, ca să vedem că nu suntem eterni, nici noi și nici cei care încearcă să ne pună cu botul pe labe. Organizația Mondială a Sănătății arată că în 2012 7 milioane de oameni au murit în lume din cauza poluării. Adică un total de 12,5% din toate decesele la nivel mondial au fost cauzate de poluare. Interesant, o persoană din 8 a murit din cauza aerului prost pe care îl respiră, adevărat, cele mai multe în Asia Pacific, la domnul Zaharie Saș ăsta, mulți pe la el, dar mai mulți în China. Poate că de-aia nici n-a mai vrut să ajungă cu avionul pe acolo. Foarte mulți în China, în general în țările astea industrializate puternic din Asia Pacific, Indonezia, Japonia, Filipine, toți tigrii ăștia economici au avut de suferit din punctul ăsta de vedere. Trec la o veste cutremurătoare, dar pe care ne-o merităm, da, este specifică poporului român. Un gălățean triumfător în decembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, a câștigat la loto 420.000 de euro. Poate că ați auzit de povestea lui. Omul mai are câteva zile și încă nu și-a ridicat banii. Se zvonește prin Galați, oamenii bine informați, vorba lui Dan Voicilă pe timpul și a lui, cum îl chema pe ăla care transmitea de la Galați, Mihăilescu parcă, da, m-a murit, am impresia, da. Ăla spunea că publicul gălățean, mă rog, orice public atunci trebuia să-i perii pe toți. Era bun cunoscător al jocului de fotbal. Și de fiecare dată când lucrurile nu mergeau bine pe teren, începeau să fluere și el, ca să bruieze fluierăturile, că n-aveai voie să flueri în epoca Ceaușescu, nici măcar pe stadioane, să se mai audă și neter, era culmea. El spunea că fiind bun cunoscător al jocului de fotbal, publicul gălățean este mulțumit de o pasă greșită pe care o dădea Ralea, să zicem, la 3 metri în spatele lui. Pozi, Ralea juca vârf, dădea o pasă, n-a jucat pivot, cum ar veni, dădea o pasă înapoi și publicul începea să fluiere. Nu! Bun cunoscător, probabil și ai jocului de fotbal, dar în general își cunosc curbea gălățenii, se vorbește că femeia, soția câștigătorului, stați liniștiți, nu i-a dat chiar în cap, deși asta ar fi fost a doua variantă, i-a spălat pantalonii cu tot cu biletul. Bă, mi se pare firesc. Deci, cine poate astăzi să spună cu mâna pe inimă, sigur, dacă a cunoscut vreo femeie în viața lui, cei care n-au cunoscut n-au grijă asta, poate doar în armată să fie avut vreo problemă de genul ăsta. Cine poate să spună că femeia lui nu i-a spălat niciodată pantalonii cu tot ce avea mai drag în buzunare? Nu există. Sau sacou, sau izmenele, sau vesta, sau ceva i-a spălat, cămașa. Și când începea mașina să se învârtă, atunci își amintea ăla că... Ce vrei, dragă, ea bineînțeles scăpa întotdeauna, nu avea nicio vină. Mă dați seama, și cu biletul de 400.000, ca în birlic, ca în marile gaguri, de altfel și în vest se întâmplă de foarte multe ori așa, tot femeile sunt în general cauza acestor înfrângeri. Păi cum sunt ele de abile întotdeauna să-ți caute prin buzunare? Ca să vă spun ceva, da? Niciodată niște pantaloni puși liniștiți în care nu există un bilet câștigător la loto nu vor scăpa de control. Ia să vedem ce ai tu, dragă, prin... Sigur, când tu nu ești acolo, da? Ai, ce e aici? Ce e în agenda asta? Ce e telefonul ăsta? Ce-s bilețelele astea? Ce e? A? Ce bonuri de masă ai tu? Să vadă ea ce ai. Băi, exact atunci nu s-a uitat femeia. În momentul în care omul avea biletul de la loto 400.000 de euro și care îi scotea pe vecie din rahat, atunci nu s-a uitat, mă.
fiecare dată în rest se uită. Sigur că n-au început reproșurile între cei doi, probabil să mai ceartă și acum. Ea la un moment dat a dat cărțile pe față și i-a spus: dragă, m-am uitat de 10 ori la rând în buzunarele tale să văd ce fel de om ești. Da? Că n-aveam încredere în tine. Ce vrei să-ți fac dacă sunt femeie de treabă și a 11-a oară nu m-am mai uitat? Că dacă aș fi fost vreo viperă, mă uitam seară de seară. Da? Până la sfârșitul vieții tale. Dar nu sunt așa. M-am uitat. De 2-3 luni continuu să văd dacă nu cumva ascundeai ceva. Am uitat într-o seară, am uitat să mă uit. Da? Și atunci era biletul, ce vrei să-ți fac? Bineînțeles că ea nu-i devină. Vezi? Dacă nu erai tot tu cu gura și tot tu suspicios, îi spune lui. Da? Mai fi lăsat să mă uit și acum, că din cauza ta, nenorocitule, nu m-am mai uitat, pentru că iar îmi reproșai. Iar veneai și îi reproșai, dar ce trebuie să te uit? Eu mă uit la tine în geantă, fă. Nu mă uit. De ce vii să-mi contribui? Păi nu, că m-am uitat așa, că te iubesc. Din pasiune, din... Da? Deci din cauza lui nu s-a mai uitat atunci. Este extraordinară chestiunea. Ce putem să spunem? S-a terminat. Omul nu mai are biletul. Să nebunești, să-ți iei câmpii, nu mai are sens. Da? Asta ți-a fost soarta până la urmă, femeia. Frate. I-a spălat pantalonii cu biletul. I-l-a oublie ma famă, vorba lui Lermit. L'eau de Saint-Dizier, l'homme de Vosges, les bulles de source vosgienne. Ăsta este Lou Jacot, cum îi spun localnicii, Jack Long, fostul ministru al culturii. Dacă o să mai amintesc, o să mai încerc să mai vorbesc ca el. Lou Jacot, l'homme de Vosges. Trebuie să-i fi plăcut până la urmă doamnei Adriana, că pentru ea facem această emisiune. Berea, fraților, berea, iarăși o veste proastă. În ultimii ani a mai scăzut în România consumul de bere. Alarmant, evident. Asta ar trebui să fie o prioritate națională. Consumul de bere a scăzut anul trecut, adică în 2013, în raport cu 2012, cu 10%, ceea ce este uluitor. După ce an și an la rând, când duduia economia, creștea și consumul de bere, atingând un volum de 16,3 milioane de hectolitri. Vestea bună este că a crescut consumul de bere la PET. Deci în momentul de față, 53,2% înseamnă băutori de bere la PET. Peste jumătate din cei care consumă, în creștere cu 0,7 față de soldul precedent. Da? La sticlă, 26,3, minus 1,9 față de anul precedent, aici s-a pierdut zdravăn, ăștia care beau la sticlă. La doză, 17,1, plus 1,3 față de anul precedent, o creștere importantă. Ăștia sunt cine sunt ăștia? Aia care termină târziu serviciu și își iau butoiașe de-alea. Iau câte 6, câte 12, câte 36, câte 98 odată de la un hipermarket să aibă bere în casă. Cred că ăștia sunt cu doza. Și în fine la butoiaș, 3,4 consumă bere la butoiaș, minus 0,1 față de anii precedenți. Nu avem berea la halbă, să știți. Da. Intră la butoiaș berea la halbă. Intră la butoiaș, să bea puțin de tot. 3,4%. Deci 53% dintre cei care beau bere o consumă la PET. Uitați un pic în kamikaze, să nu uităm. Datorită conjuncturii politice internaționale, săptămâna aceasta avem reclamă gratis pe prima pagină. Spune kamikaze, Gazprom, cel mai bun gaz, cele mai ieftine produse petroliere, cei mai harnici dintre austrieci, cea mai bună cola din benzinării, cel mai cinstit guvern, cele mai bune posturi de televiziune, cele mai bune echipe de fotbal, cele mai bune tancuri, cea mai bună ciorbă de burtă din București. Probably the best anything in the world. Foarte frumos. Uitați cum arată harta lumii în perspectiva lui 2020. Când România o să aibă peste 3500 de kilometri de autostrăzi. Rusia, absolut toată Europa, așa, China la locul ei și în rest Iranul,
că o explozie nucleară, toată Asia Centrală, anumit Iran, Coreea de Nord va stăpâni Coreea de Nord și de Coreea de Nord, partea de sud a Coreei de Nord, atenție, nu-i Coreea de Sud, peste Australia. Este tot Coreea de Nord, dar partea sudică, deci la ei s-a prăbușit avionul. Aici, ăsta e Hollywood-ul, dar n-ajunge până la Hollywood, avionul a căzut undeva pe aici. Deci în apele teritoriale nord-coreene, dacă mai caută ăștia încă 6 ani și nu mai găsesc nimic, Transnistria este peste Africa, în Africa Centrală, le mulțumesc celor de la Kamikaze că mi-au desenat harta Republicii Centrafricane aproape, Republica Moldova. Aici sunt Statele Unite ale Americii, fostă Oltenia, punctul ăsta, adică teritoriul american, Venezuela, Marea Prieteniei, Cuba, aici e tot Coreea de Nord, de Nord, aici e Coreea de Nord, de Sud, China, iată un nou continent, că de asta nu știam, un continent la vestul Americii de Sud, eu abar n-aveam, Antarctica, o fi Antarctica, nu o văd aici, o fi deviat un pic, se numește tot China și asta. Bună, în orice caz, harta, România este în locul Islandei. Uitați-o, aici, cam aici Islanda pe hartă, țările de jos sunt în Groenlanda, Germania, Marea Britanie, Franța, Spania, Italia, Austria, Elveția, Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia și Finlanda. Cubanezii au luat toată Canada, inclusiv partea de nord nelocuită, Alaska este deci a Coreei de Nord, Marea Prieteniei, toate Caraibele sunt între Cuba și Venezuela. E bună, fraților, dar totuși cam intelectual așa. Păi câți politicieni români s-ar putea uita pe harta asta să înțeleagă ceva? Știe cineva din politica românească? Păcat că nu avem o hartă aici, trebuie să ne facem o dată, că aș preda gratis niște cursuri de geopolitic și de geografie. Știe cineva în politica românească că asta e Groenlanda? Bineînțeles că nu. Da? Știe cineva în politica românească zona asta? De că Antarctica a deviat un pic aici, s-a dus pe... Bineînțeles că nu știe nimeni. Întreba cineva de continentele astea care lipsesc? Nu. E un pic totuși cam exagerat. Adică o fi având ei astfel de cititori, dar deci până la un punct. Asta cu Gazpromul și asta cam subtilă pentru unele chestiuni. Bun de tot. Ca să fiți în asentimentul publicului din România, asta e coperta ideală. Da? Fata lui Meme Stoica, era să spun fetița, dar știu că asta se penalizează la CNA. Nu mă mai duc să-l văd pe tata la închisoare sau la pușcărie, că am plâns. Da, e, și ce vrei să spui cu asta? Să iasă Meme Stoica, free meme? Nu, tată, un infractor, da? I-am băgat la pușcărie pe toți ăștia? I-am băgat. De ce nu ne-ați amendat și pentru asta? Meritam o amendă. Mi-a zis că toată România i-a susținut pe borfașii ăștia. Toți. Absolut toți. Și au pierdut toți relațiile, nu mai sună telefoanele, televiziunile care sunt sponsorizate de oameni din fotbal, din ce mai trăiesc acum, mă? Nu-i cazul să fim amendați și pentru chestiunea asta? Eu spun că da. Deci mai vedem 2-3 ziare. Aveam o surpriză, dar stai să vedem dacă e în click, am impresia. Da, că tot există una dintre fetele care a apărut, una dintre preferatele lui Dan Tăpălagă, fată de la pagina 5, a ajuns bine de tot, șefă prin poliție. Da, purtător de cuvânt, am înțeles, pe la poliție, pe la... Da. E, noi am spus de multe ori că, în general, fetele care apar la pagine 3 și 5, pagini impare, în general, prin presa tabloidă, vor ajunge în politică, cele mai bine plasate dintre ele, sau dacă nu, prin administrație. Deci unde e surpriza? Uitați-vă astăzi o viitoare secretară, un viitor ministru, poate chiar la finanțe, de ce nu? Da? Ia uitați-vă. Păi cum adică să... Ce dacă ai pozat? Ce te împiedică să ai o carieră în poliție sau în finanțe sau în turism sau în... întreprinderi mici și mijlocie. Madame Grappini ce are în plus față de asta? Adică de ce? Nu e completă imaginea. Poate că așa văzută de la distanță luăm mai puțin. Cam cât să ia pentru asta?
A, ok, e decent îmbrăcată, da? În libertatea, 25.000 de euro într-o lună, el trăiește pe spinarea părinților, e vorba de Antonia, prietena noastră. Există și femei din showbiz pe care, după cum vedeți, nu le-am taxat, să nu spun că nu le-am insultat, că noi nu insultăm, spunem adevărul. Când doare adevărul, atunci se numește insultă pentru cei care n-au minte. Nu, n-am taxat niciodată anumite vedete. De exemplu, Antonia. Mai vorbesc de Adela Popescu, ea este un idol pentru noi. Uitați-o pe Antonia. Am zis vreodată ceva de rău despre ea? Niciodată. 25.000 de euro câștigă într-o lună ea, iar el, cine o fi el, trăiește pe spinarea părinților. Vincenzo, italianul cu care solista se află în proces pentru custodia fetiței lor. Ăla de sus e Vincenzo, dar măcar are față de actor, tată. Ăla ar putea juca și pe Monte Cristo. Da, tată, uitați-vă puțin la el, pe cum să nu iei un asemenea bărbat de soț. Și ea s-a orientat bine, Antonia, că după aia a fost un fâs și că a păcălit-o ăla. Bun, mai avem un pic de timp? Da. Ajungem în județul Vaslui, unde, ca în 1990, pe vremea când încă Ion Iliescu mânca salam cu soia și lapte produs în epoca Ceaușescu, atunci se fura așa. Veneau ajutoarele pe la biserici, bun, și le furau oamenii care se duceau la biserică în mod frecvent. Da? N-aveau ce mânca, știți cum era atunci, la un salam, la o brânză, la o cutie cu bomboane de ciocolată, era moarte de om. E bine, la fel se întâmplă și la 25 de ani, în județul Vaslui. O să ne facem o rubrică. Într-o seară vom începe să popularizăm această rubrică, rubrica județului Vaslui, pentru că sunt prea multe știri care se pierd, dacă nu. Tot așa cum aveam la un moment dat mortul zilei, acum ne-am mai lăsat de el, pentru că am fost amendat și pentru ăla. Vom avea o rubrică cu județul Vaslui. Deci au venit niște alimente din Uniunea Europeană, s-au dovedit a fi o tentație irezistibilă pentru vasluieni. Niște unii de prin Vaslui au sărit la un moment dat un gard, au pătruns în curtea unei foste fabrici de mobilă, că nu mai există nicio fabrică în județul Vaslui, la ei totul e la timpul trecut. Acolo era o hală închiriată de primărie unde te depozitau alimente. Cam ce depozitau? Făină, mălai, paste făinoase, roșii, zacuscă, zahăr și probabil câteva tone de ulei. Așa. La un moment dat, hoții au intrat, au început să fure, cum să fură în general în lanțul trofic. Că oamenii stăteau unul lângă altul așa și furau. Dădeau repede la unul la altul. Da? Ca atunci când vrei să treci niște saci peste un pârâu, exemplu. Pui niște pietre ca să, și treci repede departe. Au tot furat, până când a început să sune alarma. Poi de plictiseală s-a declanșat alarma. N-au mai reușit să fure chiar așa de mult. Da, până la urmă, totuși au luat câteva mii de tone de făină, câteva sute de tone de mălai, 35 de kg de paste făinoase, vreo 5-6 de kg de roșii în suc propriu, zacuscă, niște sute de borcane, o 200 de kg de zahăr, extraordinar. N-au mai găsit și că, la un moment dat, nu știau ce să facă exact, era și miere acolo, tot învârtitul, nu înțelegeau ei ce e. Au mai luat niște conserve de carne de porc în ciudă, așa pe final, și au tulit-o. Polițiștii urmează să stabilească exact ce cantități au fost sustrase. Dom'le, ce film se poate face pe chestia asta? Să găsești unul de ăsta cu față de tâmpit, să-i pui chipiul ăla așa pe vârful capului și să stea cu pixul mână. Cred că Mugur Mihăescu l-ar putea juca bine pe ăla. Polițaiul ăla să mai facă un pic așa l-a abandonat pe Garcea, să stea să se gândească, să-i dea cu Pietreanu eventual lângă el, să calculeze amândoi să vadă cât s-a furat. Dom'le, dacă erau, cât s-a și-au fost cu mălai? Cât s-a și-au cu mălai? Erau 30 de saci de mălai. Pune 50 de saci de mălai. Pune 50 de saci de mălai. Câte chile avea sacul de mălai? Întrebându-se ei toată ziua, așa și toată noaptea, bineînțeles, suflând în pixul ăla, că la un moment dat când le vine într-adevăr răspunsul la o întrebare, nu mai merge pixul. Suflă un pic în pixul ăla, mai fac un pic, îl încearcă pe vreo foaie care nu le trebuie și scriu 50 saci cu mălai.
mă rog, până ajung la litri de ulei și așa mai departe. Bă, s-a furat, tată, asta este România la care ținem noi așa de mult. Dacă începem să venim la televizor cu topuri de genul ăsta, cu statistici de tipul ăsta, deranjăm. Deranjăm, cum adică? Venim aici și... Asta e realitatea. Asta trebuie să spui când vorbești despre români. Nu, asta făceam și acum 25 de ani. Exact așa se fura. Preotul i-a ajutat atunci pe enoriași să fure mai repede din biserică. Noaptea se fura. Și câte povești dintre astea n-am auzit. Sigur, reale toate, dar pe vremea aia, ce justiție. Nu exista nici ideea de stat în România. Ce justiție. Stat nu exista. Și puteai să faci ce vrei tu. Nu erau granițe, nu erau bariere, nu exista nimic, tată. Te duceai la biserică, îmi dădeai noroc cu popa, cu ce mână vroiai tu, suflai un pic în palme și te apucai de furat. Și luai tot ce trimiteau ăia până dimineața să fie gol. Cu tirurile să fura atunci. Asta suntem țara, asta e țara de care noi suntem mândri încă și astăzi. Și să și vede. Cei care o conduc, de acolo își trag seva. Credeți că este un politician astăzi să nu fi luat și el ceva de la ajutoarele alea din 90? Imposibil. Dacă n-a luat el, că poate unii erau prea mici încă să jucau un nisip pe vremea, au luat părinții și bunicilor, stați liniștiți, și le-au povestit peste timp cum trebuie și ei să-și facă mâna dacă vreodată vor ajunge să ne conducă. Pauză și revenim. Că tot am pomenit de tancuri astăzi și în general de situații militare complicate, cam așa ceva avem și la istoria lumii, Kalașnicoave. Și din când în când vorba lui ăla al meu de la terasă, niște dărâmături. De asta se duceau ei în Grecia, că auziseră că sunt niște dărâmături. Istoria lumii se numește, mare enciclopedie pentru elevi. L'eau de Vosges, cum ar fi zis Jack Long. L'eau de Saint-Dié. 99 de lei istoria lumii, la un preț redus de la 149, cu SMS litera scris cu majuscule la 1800, tarif normal. În adevărul, pe prima pagină, tot Kalașnicoave, dar măcar aici le ține în mână cine trebuie. Știți care e culmea? Putin ridică arma, uitați unde se duce pușca, între ministrul nostru de finanțe și Mirela Zeța, care o juca pe Iulia Albu la premiile Gopo. Oare în cine trage primul? Da? Vladimir Putin. În cine trage? Care este prima lui victimă? Aici, sigur, niște chestiuni mai puțin interesante. Cum își va împărți Putin Ucraina? Aia nu ne interesează foarte mult. Da? Și de asemenea v-aș mai arăta și evenimentul zilei. Ăștia sunt cu ofițeri sub acoperire. Cum a ajuns Eminescu la DNA? Și aeronava din Malaezia, care s-ar fi prăbușit, deturnată de teroriști sau de proprii piloți. Asta știam și noi. Da, avem aici ziarul din Malaezia și cred că vom afla mai multe. Pe mâine seară!